La această aniversare, cea de-a 10-a ediție Ter Psihore 2021, încheiată la Descan, vă prezint munca din timpul acestei rezidențe coregrafice într-un spectacol semnat de Octavian Popa și Simona Baim. Au participat elevii secției de coregrafie de la Colegiul Național de Artă George Apostu din Bacău, care s-au bucurat de prezența colegilor lor mai mici de la Liceul Dumitru Cuclin din Galați, de la Dance Planet din București. Ne-am bucurat o săptămână de frumusețea locurilor de la Descan. Am fost inspirați de acel loc minunat și sper că ați fost încântați cu toții până la capăt de tot ce s-a întâmplat acolo. Am încercat să, pe lângă cursuri, să facem cât mai multe lucruri ca să ne îmbogățim experiența de tabără, ca să zic așa. Mulțumesc tuturor, au fost niște copii deosebiți. Vreau să felicit părinții, bunici, că au avut un comportament extraordinar. Ne-am simțit foarte bine. Sper că și ei și feedback-ul îl vom avea nu numai pe scenă, ci sunt sigură că au început deja să-și povestească și îl vom avea și în fotografiile, în filmulețele de acolo, pe care, într-adevăr, n-am avut timp să le postăm încă. De acum, poate vom reuși. Acestea fiind zise, începem spectacolul nostru cu lucrări pe care le-am avut în timpul anului școlar. Le-am prezentat în concursuri unii dintre noi, ceilalți unii le-au învățat în online și acum au avut posibilitatea să le experimenteze în fizic, ca să zic așa, și ne bucurăm că e această perioadă de relaxare și putem să facem spectacolul. Ar fi fost frumos să-l facem tot acolo, dar știți care sunt condițiile și sper că, eu știu, la peste 2 ani să reușim